Casa memorială Liviu Rebreanu, Fanny Liviu Rebreanu, din București, se găsește într-un apartament din Bulevardul Gheorghe Marinescu, numărul 19, în același imobil cu Casa memorială Ion Minulescu, Claudia Milian. Practic, Ion Minulescu este cel care l-a ajutat pe Liviu Rebreanu să achiziționeze acest apartament pentru fiica lui Puia. Puia Rebreanu a donat acest apartament în 1992, a murit în 1995. După o perioadă de reabilitare a apartamentului, a intrat în circuitul muzeal, în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române. Colecția Casei Memoriale Liviu Rebreanu include semnături importante din istoria artelor plastice de la noi, cum ar fi Jean Steriadi, Camil Resu, Nicolae Dărăscu, Ion Jalea și mulți alții. La fel, patrimoniul include diverse obiecte care au aparținut scriitorului, obiecte din viața de zi cu zi, obiecte care ne relevă pasiunea lui pentru desen, de exemplu, sau pentru muzică. Avem desene făcute, inclusiv un autoportret pe care Liviu Rebreanu și l-a făcut în 1928 și schița casei lui Ion al Glanetașului. În ceea ce privește pasiunea lui Rebreanu pentru muzică, avem, de exemplu, pick-up-ul lui, o piesă excepțională. Un mare succes la publicul Casei Memoriale Liviu Rebreanu îl are mobilierul din acest apartament. Sunt două seturi de mobilă deosebite. În primul rând, în living-ul apartamentului avem un set de mobilă în stil Biedermeier, care a fost cadoul de nuntă pe care Mitropolitul Târgoviște, Mitropolitul Nifon, l-a făcut nepoatei lui, viitoarea Fanny Rebreanu, când s-a căsătorit cu scriitorul Liviu Rebreanu. În sufrageria Casei Memoriale Liviu Rebreanu avem un set de mobilă comandat de Liviu Rebreanu de la Casa de Mobilă Szekely-Reti din Târgu Mureș, furnizor al Curții Regale. Este un set de mobilă pe care Liviu Rebreanu l-a făcut cadou de nuntă fiicei lui când s-a căsătorit în 1931, în octombrie, cu Radu Vasilescu, ofițer în Armata Română și crainic radio. Setul de mobilă include masa extensibilă, scaunele, fotolile, bufetele, orologiul funcțional, candelabru cu 8 brațe din lemn masiv și vitrina cu amintiri, cum o numim noi. Patrimoniul Casei Memoriale Liviu Rebreanu include și o impresionantă colecție de icoane. Liviu Rebreanu fiind o fire foarte religioasă și superstițioasă. Sunt piese deosebite, icoane foarte vechi, de secol XIX, început de secol XX. Această icoană de secol XIX, cu Adormirea Maicii Domnului, are pe spatele ei, lăsat în manuscris de către Puia, fiica adoptivă a scriitorului, un mesaj acolo că este icoana care a stat la căpătuiul patului de moarte al soțului ei, Radu Vasilescu, când acesta a murit pe 13 august 1975. Avem și o icoană care a stat la căpătuiul patului de moarte al lui Liviu Rebreanu. Este un triptic de secol XIX, o reproducere după celebrele Madone ale lui Rafael. Avem inclusiv două icoane pe oglindă, mai rar întâlnite, greco-catolice, Liviu Rebreanu, ardelean fiind, aparținând acestui rit creștin. În bucătăria Casei Memoriale Liviu Rebreanu, Fanny Liviu Rebreanu, avem o colecție de ceramică pe care fiica scriitorului a botezat-o colecția Someșana, spunând ea că sunt în mare parte piese de ceramică din zona Văii Someșului, unde se născuse Liviu Rebreanu pe 27 noiembrie 1885, la Târlișoa, Bistița Năsău. Sunt și piese din Valea Someșului, sunt și obiecte de ceramică de la Corunt sau Orezu. Liviu Rebreanu se implica în viața gospodăriei, gătea, făcea mâncare, făcea bulion. În
În una din camerele apartamentului, soția și fiica scriitorului au reprodus biroul de lucru al lui Liviu Rebreanu de la Valea Mare. Biroul la care Liviu Rebreanu și-a scris întreaga operă. Avem pe birou, de exemplu, o călimară pe care Liviu Rebreanu a folosit-o la începutul carierei lui, o călimară care i-a fost dăruită de soția lui Fanny, cărți de rugăciune care ne arată cât de credincios și religios era Liviu Rebreanu. Sunt inclusiv instrumentele pentru viciu care i-a adus sfârșitul, fumatul. Lângă biroul lui Liviu Rebreanu era în permanență măsuța orientală pentru serviciul de cafea. Tot în biroul lui Liviu Rebreanu avem și o parte din biblioteca familiei. Spun o parte pentru că majoritatea lucrărilor care erau în biblioteca de la Valea Mare au fost donate de către familie după moartea scriitorului, școlii din localitate. Avem o poliță pe care sunt expuse traduceri din Liviu Rebreanu, el fiind tradus în peste 20 de limbi, inclusiv limba exotice, să spunem, cum ar fi chineză, japoneză, arabă, ebraică, coreeană și altele. Nu mai vorbim de toate limbile europene.